Mulțumesc, domnilor și domnilor colegi. Printre semnatari și antevorbitorul știe, este un absolvent al Facultății de Drept. Fost coleg. Dar absolvenții Facultăților de Drept știu bine diferența dintre nulitatea ex lege și anularea a unor amenzi. Nuanța este sensibilă și dacă și aduce aminte colegul, chiar era de multe ori unul din subiectele de examen. Diferența dintre nulitate și anulare. Diferența de regim juridic, de aplicabilitate. De aceea aș vrea să fac o precizare. Nulitatea ex lege se impune ca urmare a deciziei de neconstituționalitate dată de Curtea Constituțională. Practic, nu e vorba de niciun fel de milă sau de generozitate pe care Parlamentul o manifestă față de cetățenii români. Este vorba de scutirea acestora de umilința, de stresul, de neplăcerea de a merge în instanță ca să-și obțină individual anularea pe cale judecătorească a proceselor verbale emise cu încălcarea unor valori și drepturi constituționale. Din acest punct de vedere, ceea ce propun inițiatorii, nu mă număr printre ei, este să se evite supraaglomerarea instanțelor, să se evite ipoteza ca unele persoane, din neștiință, din lipsa resurselor, să nu atace la instanța judecătorească aceste procese verbale, ale căror cuantumuri, să nu uităm, au fost majorate aberant și nejustificat, și în legătură cu care nu a existat niciun fel de utilitate socială. Nicio valoare a societății românești nu a fost apărată prin aceste amenzi. Din păcate, unii au crezut că amenzile, într-un cuantum foarte mare, salvează vieți. Această aberație de gândire a fost taxată la vremea respectivă și n-am să o reiau. Chiar cel care a emis-o a omis ulterior să o repete. Amenzile nu salvează vieți. Nici nu este acesta scopul oricăror amenzi, oricăror sancțiuni de tip contravențional. Dar în acest caz, în ciuda faptului că am atras atenția de la bun început, că nu se pot institui derogări de la lege prin ordonanțe militare, că nu se pot institui derogări de la lege prin hotărâri de guvern, că nu se poate dispune restrângerea exercițiului unor drepturi și libertăți fundamentale prevăzute de Constituție prin acte infralegale, guvernul Orban a insistat cu asemenea măsuri și s-a ajuns la situații anormale, aberante, unele dintre ele chiar de toată jena pentru o societate democratică. Persoane în vârstă care au fost amendate pentru că nu aveau declarația completată așa cum credea organul constatator că trebuie completată, nici guvernanții n-au știut să le completeze corect, iar de respectat nu mai amintesc pentru că au existat fotografii suficient de explicite cu privire la acest lucru. Persoane în vârstă care au fost surprinse în afara domiciliului cu depășirea acelui timp discriminatoriu prevăzut de 2 ore pe zi, ca și cum în 2 ore pe zi îți rezolvi și probleme de aprovizionare a locuinței și cele legate de animale de companie și cele legate de starea de sănătate, de vizită la medic, de obținerea unor rețete, de cumpărare de medicamente foarte necesare tratamentelor medicale, mai ales la persoanele în vârstă și așa mai departe. Cu alte cuvinte, aceste amenzi erau nule de la bun început. Temeiul stabilit pentru aceste amenzi era neconstituțional. Faptul că la guvern nu s-a găsit o singură persoană suficient de bine pregătită ca să tragă atenția guvernului asupra acestui lucru și să nu se ajungă la o decizie a curții, faptul că nu s-a găsit suficientă înțelegere la nivelul guvernului ca să ia măcar de bune observațiile pe care noi le-am transmis la vremea respectivă, eu am folosit chiar o metaforă, am spus, amenzile vor fi spulberate de Curtea Constituțională. Ne pune în situația ca astăzi, prin lege, să eliberăm pe cei peste 350.000 de sancționați contravențional de situația penibilă de a merge în fața instanței ca să obțină rând pe rând, supraaglomerând instanțele și așa aglomerate, cu aceste cauze prin care solicită anularea amenzilor aplicate în perioada stării de urgență și a stării de alertă ca urmare a deciziei Curții Constituționale. Este o soluție corectă, nu este vorba de milă, nu este vorba de generozitate. Nici nu suntem, ca Parlament, reprezentanții poporului român, în situația de a fi miloși cu proprii cetățeni care ne plătesc din taxele și contribuțiile lor
veniturile pe care le încasăm ca parlamentari, ci este vorba de o obligație pe care o avem, în primul rând ca senatori, sunt convins că și colegii deputați au aceeași părere, de a repara o nedreptate și de a ne face datoria, așa cum am jurat la începutul mandatului, ca parlamentari. Eu vă rog să votați așa cum votează și grupul parlamentar PSD, pentru admiterea raportului, prin care această propunere legislativă va fi aprobată și transmisă Camerei Decizionale. Mulțumesc!